Bun, gata, fraților. Hai să fac rumul. Stați un pic să intru spec. Imediat vă dau și parola. Am fost portar. Portar am fost. Băi, eu cred că de-aia am și crescut atât de mult în înălțime. Că eu la 14 ani, deci eu la 14 ani, fraților, la 14-15 ani, eu făceam antrenamentele cu Under 21. Deci vă dați seama? Aaa, zicea de locomotivă sau vagon. Am înțeles. Am înțeles. Bun, frățiorul Dani, nu mai intri? Nu mai vrei să joci? A, ba da. Da, deci eu la 15 ani făceam antrenamentele cu Under 21. Deci vă dați seama? Bă, frate, și-mi dădea oia la poartă să moară băieții mei. Parola este 5-5, fraților. 5-5 parola. Da? Hai să vedem. Mamă, what the fuck? S-a blocat. Ce să mai, mă, băiatule, mă. Bă, tate, unde intră playerii ăștia, mă? Bulli, uitați-vă ce player, bro. Bă, cum a intrat băiatul ăsta la mine, la room? Uitați-vă și voi, Bull. Edit. Uite și ce playeri. Uite. E-S. Uite. Bloody no. Deci, știți cu numele astea de boți? Să bii câți băieți te-au tras la poartă? Te pun, mă, găbițele, bă, mi-au tras mulți la poartă, da. Mi-au tras mulți la poartă, din păcate au înscris. Au și înscris, am și apărat. Te pun, mă, Gabi. Uite ce player, eu. Bă, frate, ce cu numele ăsta pe Free Fire? Dan, uite ce numere, băiatul ăsta. Dan, uitați-vă ce numere, mă. Zici că e plouă pe nume. Și-a pus acoperiș pe nume, bro, n-ai cum așa ceva. Și-a pus acoperiș pe nume. Bă, Dane, mă, ești de belea, mă. Emma Carter, ia uite, mă. Mamă, fiți atenți că meciul ăsta mă uit pe Emma Carter și îi pun danger. Full, Emma Carter. Be ready, baby. Așa, stați un pic să-și descarce băieții hărțile, că n-am. E de înțeles că e Bermuda Remaster, nu mulți le au. Hai că nu mai au mulți, nu mai au, mai au 3-4. Am vorbit cu Garnaș și le-am zis că ar fi o idee faină și că ar câștiga mai mulți veterani înapoi pe Free Fire dacă ar băga picul vechi. Pentru că na, nu a fost o decizie bună să schimbe picul, că picul a fost cea mai principală locație, știți, din Free Fire. Și ei mi-au zis că, bă, nu au nimic în plan să mai rebage picul, dar o să ia decizia mea ca un feedback, ca o părere, știți? Deci n-au zis că nu plănuim să nu mai băgăm niciodată. Au zis că o să ia decizia mea ca pe un feedback. Deci asta înseamnă că nu e imposibil. Hai să vedem pe Emma. Emma, unde ești, Emma? Bă, o să mă înjure Emma acum. A intrat Alinuța! Oh! Țancă! Toi, bă, ce lucrurile ăsta? Dar nu mai găsesc pe ei, mă, oh. Bă, și-a schimbat numele, fiți atenți. Ah, nu. Aude-o. Hei, Emma. Ia uite unde a sărit, mă, Cavaș. A sărit în Samurai Garden. Stai, mă, că nu mai e Sentos aici, mă. Nu mai e Sentos aici. What the fuck? Bă, da, de ce nu poți să miști harta? Sau nu merge să miști harta? Bă, parcă mergea să miști harta la ei. Da. E mă carta. Ia să ne uităm și pe picul vechi. Ia să ne uităm, cred că Dani a sărit în picul vechi. A murit. Ia așa arriba. Ia uitați picul vechi, chat. De ce bagă numai Bermuda la rank? Bă, nu știu. Nu știu. Vorbește cu care n-a să schimbe lobby-ul din avion. Le-am zis, frate, le-am zis că nu mai suport nicio.
Le-am zis, brother, le-am zis că nici ori mai sport lobby-ul din avion. Uită-te pe Yamato. Bă, ziceți mă că e și Yamato rom. Bă, e și Yamaha rom. E și Emma Carter. Voi sunteți de belea, mă, să mă răvăiți. Hai, îl batem un pic pe Yamaha. Ia. Dacă unul a bătut NV-ul, îl bat eu. Ia. I-am băgat un danger. Damil, te pup. Băi, Damile, dar chiar, mă, bă, chat. Damil, poți să zici tu ID-ul clanului rege? Să-l fixeze unul dintre moderatori. Fraților, dacă aveți plăcerea să... Dacă aveți plăcerea să intrați într-un clan bine pus la punct, vă recomand clanul lui Damil. Damil Flow, uite, o să scrie la ID-ul. Dacă sunteți în căutare de un clan ca lumea liniștit, așa, fără fițe, fără aroganțe, o să scrie la ID-ul și o să-l fixeze un moderator. Eu zic să-i dați o încercare care aveți nevoie, că sunteți mulți care căutați guild. Hai că Yamaha s-a băgat aici. Unde e Emma Carter? Emma, unde ești? Ia uite-o. Emma. Deci nu mai pleacă de aici, o să vedeți. Aici rămâne. Bă, Damil rege, te pup, mă, frățiorul meu. Te pup. Scrie, te rog, ID-ul, Damil. Mulțumesc mult, leto, Damile. Mulțumesc mult, leto, rege, respect. Și ghildul tău, Sebi, și ghildul meu. Te aștept, Damin, ghildul meu, dacă vrei. Deni, te aștept la mine în clan, dacă vrei, chiar, uite. Ha, mă, că s-a te fete pe live, mă, să moară băieții mei. Haideți la mine în clan, ce mai așteptați? Nu vă cer nimic. Să scrii, Damil, te rog, ID-ul de la guild. Nu pui alerte la donații, ba, dar le aveam, dar am schimbat PC-ul și... Trebuia să le fac. Ema, deci Ema, tu nu mai pleci de aici. Ema, nu mai pleci de aici. Stai că uit să-i pun. Am fost la DLM, dar acum sună cineva care abia și-a făcut ghildul și vreau să-l ajut să crească. Pune ID-ul. Pune ID-ul, Damil. Pune ID-ul, rege. Scrie ID-ul în chat. Ce-ai făcut cu PC-ul vechi? Păi tot PC-ul vechi l-am, doar că am mai schimbat unele chestii la el, știi? I-am făcut o mentenanță, știi? Așa se face. Cum, de exemplu, și la o mașină faci o mentenanță, așa am făcut și eu la calculator. Da, nu e Miluț picul vechi, vechi, nu e, dar e acolo. Mamă, spicea cu un Dinger. Mamă, pică Dinger, pică, nu pică. Dar ai făcut mare greșeală că te-ai dus aici. Aici ești unsafe. Nici mare greșeală a făcut că s-a dus aici. Mare greșeală a făcut. Mare greșeală a făcut Emma. Emma. Of, Emma. Uitați-vă ce aici. Bă, dar cum ia tirolialele astea. Tu când mai joci Sebi, bă, după joc și-o, da? Să vă fac voi aici niște rumuri, că n-am mai făcut rumuri de mult. Cred că am de una și ceva. Ia că se duce Ema un pic, fiți atenți. Te pup, frățiorul Dani. Ai ajuns acasă, frățiorul. Poate reușești tu, frățiorul, să-i fixezi comentariul și lui Damil. Cu ID-ul clanului. Bă, dar nu pică, mă, un danger pe Ema, mă. Ai ajuns de oră? Bun, mă bucur că ai ajuns cu bine, doamne, ăștia. Ce căscat m-a luat. Nu știu, Dami, să zic. De la ce s-a luat Sava cu frățiorul Dani. Hai să-l omorâm pe Yamaha. L-a omorât deja. L-a omorât. Țancă, ia uite-l. Țancă, tu aici rămâi. Când scoți o piesă trap, Țancă te lasă în pace. Țancă, aici rămâi. Bă, ce mă cu muzica asta pe fundal? Iertați-mi melodiile.
Iertați melodiile. Țancă, tu aici rămâi. Aici rămâne băiatul. A scos Țancă piesă trap? Bă, dar chiar, mă! A scos Țancă melodia aia trap? Nu cred. A, mă, zi, pe bune. Aia cu trepul, cu repul, cu mă, nu știu ce. Nu stați în față la boss. A, mă, nu-s pregătit. Nu-s pregătit să ascult piesa. Ia. Nu cred, o dau mai tare un pic. Ia. Ce bine sună! Te pup, Ana! Te pup, Ana! Ascultă melodia asta, Ana! Mamă, cum e piesa asta să moară băieții mei! Te pup, Ana! Te pup, Ana! Trăiască eu și tu! Te pup, Ana! Ana, te pup să moară băieții mei! Mamă, cum sună, Ana, te pup! Facem, frățiorul meu, Dani, facem! Respect Ana în comentarii, vă rog eu să moară băieții mei, că e super caracter, Ana. Bă, n-ai cum așa ceva. Mamă, cum sună piesa asta! Bă, cum sună piesa asta, te pup, Ana! Te pup, Ana! Bă, cum sună piesa asta, nu cred așa ceva. Da, Mir, bă, vă pumă, mâncava și gura voastră, mă, vă pumă, mulțumesc, da, Mir, cu Ana, vă pumă, mulțumesc mult de tot. Ți-a încă uragană? Am un info de făcut, asta n-am ascultat. Nu prea mai ascult Țancă, sincer, așa. Nu prea mai ascult manele, ia. Am un info de făcut. Bă, dar câți playere mai sunt, mă? 15? Ia. Am un info de făcut. A, de pe TikTok-o știu. Bă, eu mai vreau să pun o altă piesă asta, frate. Ai dreptate, Ionuț, ai dreptate. Bă, eu mai ascult toată piesa asta, iertați-mă. Mamă, ce bine sună, să am piele de găină, să moară băieții ei. Mamă, abia aștept după live-ul ăsta, mă urc în mașină și îi dau... Ce bine sună! Dar zici că s-a supărat Țancă Uraganul și a scos piesa asta. Bă, cum sună piesa asta. Are nevoie spus. Am mâncat roșii cu brânză, de-aia bea o tot apa. Ia-o-s.
Mamă, cum sună piesa asta. Doamne, cum sună piesa asta. Hai să băgăm și în Dani, băgăm. Bă, ia, hai mă, să vă mai omor un pic. Bă, ia, veniți mă încoa. Hai. Au avut noroc, deci cei care au jucat meciul ăsta ați avut noroc că am ascultat piesa lui Țancă de două ori. Gata. A, am pus Danger. Bă, uitați-o iar pe Moresita în viață. Salut, Regi, m-a ajuns cu niște setări de iPhone 11. Bă, te ajut, Regi, te ajut. Bine, nu te ajut. Gen, te ajut să... Dacă vrei să le cumperi. Dai mesaj pe Instagram, am setări de orice telefon. Te rezolv. Sunt foarte bune. Deja poți ba mâna în foc că setările bune. Toți oamenii... Bă, doi, cred că am dat vreo 200 de setări acum. La 200 de oameni, doi mi-au zis că n-au fost bune. Dar erau ei prea boss, cred că vă zic. Ia uși. Hai să punem piesa asta pentru ultimii la final. Ia uși. Așa și pe Danger. Ia uși. Salut, Andrei! Ia uși. Mamă, cu ce zonă are băiatul ăsta? Da. Ce mă, nu mă place piesa asta? Păi ia că pun o piesă de oameni mari care sunteți mai mici. Ia ascultați piesa asta. Ascultați piesa asta, frate. Na, 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 na. Bă, trăiește Ema. Trăiește Ema, chat. Da, mai încet. Cum e piesa asta? Se vede cum Manuela după live, Sebi. Cine bro se vede? Ema Carter? Ia să vede. Bă, uite-l pe ăla în loc. L-a pus Danger în loc. L-a pus Danger în loc. Pentru Dani, oriunde mă duc. Aaa, frățărul meu. Aia are un limbaj mai explicit, așa. Dai cu o pun pentru tine, mă, frățioar. Dar columbieni ce nu sunt, unde să fie? Face Ema bune, mă? Ema? Fii că face Ema buia, mă, în cavaș. Hai, Ema! Nu cred! Ema Carter, pierde, auzi și tu, pierde. Lasă că o pun, frățiorul meu, pentru tine melodia asta așa încet aici. Nu-i problemă. Și a câștigat Moresita. Bravo, Moresita, melodia m-a întrebat. Bă, v-a bătut o fată, mă. Bă, ceată, v-a bătut o fată, mă, ceată. Să moară băieții mei. V-a luat o fată diamantele, bă, ceată. Gata, bă, au avansat și fetele, să știți. Să știți că băieții sunt așa mai... sceptici când vine vorba de o fată, știi? Bă, dar nu-i piesa asta, mă, frățior? Care-i piesa, mă, frățior? Asta? Așa, Moresita, ce gift îți dăm? Bună, bună. Ești băiat sau fată?
Te aștept, te aștept. Sunt Alexandra. A, tu ești Alexandra? De-ai câștigat la turneul la mine? Mamă, ceapă, dar voi știți cine a câștigat, mă, chat? Băi, bate, deci bate fata aceasta, a? Jumătate de băieți din România. Mamă, voi știți cine? Păi a câștigat un turneu la mine, fraților. Vedeți că e greu, e greu, fără Caterinca. Chiar joacă foarte bine Alexandra. Ba da, bro, e fata, bro, ce aveți? E fata 100%. Vreau bandolul acela care i l-ai dat băiatului. A, trecut. A, gata, 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 imediat. Acum am o resita. Acum, gata. L-ai primit? Te pup, eu nu o să înțeles răz de dimineară. Cu plăcere, Alexandra. Pa, pa.